Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și astăzi o să vorbim despre browserul Opera, care este cel mai rapid browser din lume la ora actuală și care are tot felul de sisteme destul de inteligente și este și foarte ușor de folosit. O să vedeți la ce mă refer, da? Haideți acum deocamdată să mergem să-l downloadăm. O să downloadăm cu Mozilla Firefox. Ușor, ușor o să facem trecerea de la Internet Explorer, care au fost până acum browserul oficial pe care am prezentat tutorialele. O să facem trecerea la Mozilla Firefox sau la Opera. O să vedem ce o să vă placă vouă mai mult. Ce vreți voi să utilizăm, mai o să utilizăm. Haideți să scriem Opera. Să-i dăm Enter. O să mergem să intrăm pe pagina, scrie și aici Faster and Safe Internet, da? Browser. Haideți să intrăm pe pagina principală Opera. După cum știți, Opera face și celebrul browser Opera Mini pentru telefoane mobile, care este cel mai bine cotat browser de telefoane mobile la ora actuală. Haideți să apăsăm pe butonul verde, Download Opera. Varianta 9.63 și îi dăm Save. Așteptăm să se downloadeze. Se downloadează destul de repejor. Ei au niște servere foarte, foarte bune. De la Opera nu sunt probleme niciodată cu download-ul. S-a și terminat download-ul. Îi dăm dublu click. OK. Acum o să închidem Mozilla Firefox, să rămânem doar pe instalarea Opera. Îi dăm Run. Se extrage, o instalare normală, Start Setup, acceptăm termenii, facem o instalare standard sau custom dacă vrem. Aici jos mai avem bifa dacă vrem cumva să-l facem pe Opera, browser principal al sistemului. Deocamdată vă sfătuiesc să nu-l faceți până nu vă convingeți voi dacă vă place sau nu. Haideți să intrăm în instalarea custom să vedem ce și cum se fac chestiile pe aici. Aici zice add, să adauge un shortcut pe desktop, aici să pe meniu start, aici pe desktop, sau să ne facă un quick launch. Lăsăm așa, dăm install. Este o instalare ușoară, simplă, am făcut foarte multe instalări noi împreună, cred că nu mai e nicio problemă, da? Cu nicio instalare. Acum o să vă arăt câte ceva. Eu am avut Opera instalat înainte și mi-au rămas câte ceva chestii pe aici. Nu s-a dezinstalat în totalitate pentru că am făcut dezinstalare rapidă, n-am stat să așa. După cum vedeți, aici avem o chestie foarte interesantă, se numește Speed Dial. Speed Dial-ul ăsta este o... cum să vă zic eu, ca un fel de speed dial la telefon, ce să mai. Aici băgăm paginile care le dorim noi, dăm click dreapta, edit și băgăm o pagină care vrem noi să o avem. Să zicem că aici băgăm www.videotutorial.ro. Ce dracu am făcut, nu știu. Ah, n-am băgat bine. Haideți să mut un pic mai sus ca să și să micșorez browserul ca să vedeți voi aici ce se face, ce se întâmplă. Deci reluăm www.videotutorial.ro. Trebuie să dăm OK. Și după cum vedeți, bagă direct pagina noastră. Acum avem aici, haideți să dăm browserul în jos, avem Google, dacă apăsăm pe Google, ne bagă direct pe Google, avem Yahoo, dacă apăsăm ne bagă direct pe Yahoo, sau videotutorial.ro, ne bagă pe pagina noastră a site-ului. Aici puteți să vă puneți până la 9 și alte pagini pentru speed dial. Acum o să vă arăt câte ceva.
În momentul în care voi instalați browserul, aveți opțiunea, uitați, dați click dreapta aici. Hai să dau mai sus să vedeți. Click dreapta și dați Customize. Vi se deschide o chestie cu care puteți să customizați. De exemplu, skin-ul, da? Acum este Opera standard. Dacă apăs Opera Windows nativ, se transformă în... îi revine un aspect exact cum este Windows setat în momentul ăsta. Dacă las pe Opera standard și de aici de jos mai încep să schimb Gold, Sand, Jungle, încep să schimbe culorile și putem să punem absolut ce culoare vrem noi. Dacă vrem să luăm alte skin-uri, dăm aici, da? Find more skin și începe să caute. El chiar în momentul ăsta caută și o să ni le afișeze aici. Dar noi o să ne întoarcem înapoi. De aici puteți să fixați mărimea icoanelor. Puteți să o faceți. Uitați-vă aici sus când vă arăt eu. Puteți să o facem mai standard de 120 sau putem mai mare 160. Dacă nu ne descurcăm prea bine cu ochii. Haideți să o lăsăm la mediu 140. După aia, panourile. Ce vrem să ne apară? Uitați-vă aici sus. Când apăs pe search, să mai deschide un panou lateral, da? Cu încă niște instrumente, dacă vrem să-l avem. Tot așa, dacă vrem să debifăm unele, să le lăsăm foarte simple, info, Windows, ne bagă tot felul de chestii foarte utile aici, dacă vrem să le folosim, da? Tot așa, avem poziționarea panoului pe stânga, floating în aer, pe dreapta, da? Sau off, adică nicăieri. Toolbar. Ne alegem toolbarurile care vrem să le avem aici, da? Dacă începem să debifăm de aici, o să vedeți că o să dispară toate și nu o să mai avem nimic, o să avem un browser simplu, sărăcăcios. Dar ne trebuie să avem câte ceva, navigation toolbar, stat toolbar, status, nu status toolbar, personal toolbar, tab toolbar este foarte bun, adres, da, adres bar, view bar, tot așa ne bagă chestia asta cu fit to screen, o grămadă de opțiuni care putem să le simplificăm sau să le, mă rog, să le customizăm. Aici voi o să aveți simple, da? O să fie chestia asta simple, dar noi, la progress bar aici mă refer, noi o să dăm show inside address bar și o să vedeți la ce mă refer, o să închid un pic, să vă arăt în momentul în care se încarcă un site, o să vedeți aici viteza cu care se încarcă. Uitați, vedeți? Hai că dau înapoi să mai vedem o dată, Yahoo! Uitați viteza cu care s-a încărcat, o arăta acolo. Bine, s-a încărcat foarte repede. Haideți să mai dăm o dată tot pe Customize. Aici la butoane. Vă arată butoanele care le avem la fiecare chestie. Da? Mă rog, aici mai sunt unele chestii care putem să le setăm, dar în principal nu avem multe de setat. Doar ne arată butoanele care poate să ni le bage el. Haideți să intrăm un pic mai în amănunte. Da? O să intrăm, de exemplu, pe pagina Google, să știm despre ce vorbim. Suntem pe o pagină în momentul ăsta și aici la File avem opțiunea pentru pagina respectivă. Dacă vrem, putem să deschidem un nou tab, dar deschiderea unui tab putem să facem de aici. Da? Să navigăm în taburi sau să-l închidem de aici. Deci, new tab, new window, adică ne deschidem nou browser, open, să deschidem anumite chestii, close tab, save as, dacă vrem să salvăm ceva, session, save session, dacă vrem să salvăm exact ce se întâmplă în momentul ăsta, import, export, anumite setări, anumite bookmark-uri sau, mă rog, diferite chestii care le avem noi în browsere. Print, print option, print preview, synchronize opera, work offline, dacă vrem să lucrăm offline, are un cache foarte bun opera, da? Aici la edit, da? Avem opțiunile normale care le avem și într-un editor și într-un browser.
E bine că Opera este ca o combinație între un editor și un browser. Avem foarte, foarte multe opțiuni în Opera. Avem aici tot felul toolbar, bifăm de aici ca un meniu rapid ce să ne arate, zoom dacă vrem să mărim, imagini, aici dacă vrem să ne arate, e bifat să ne arate imaginile sau doar imaginile din cache sau fără imagini. Chestia asta, no image, în caz că avem un net foarte prost și nu mai vrem să ne oprim pe drum să ne încarce imaginile, pur și simplu ne încarcă doar conținutul pur fără imagini de fundal. Aici la style, mă rog, nu știu dacă vreți să setați voi anumite chestii, aici nu aveți ce să umblați, da? Aici la source ne arată exact codul paginii. Ăsta este codul de la Google, codul motorului de căutare Google. Vedeți, ni l-a deschis în alt tab. Fit to screen, fit to wide, da? Dacă vrem să se potrivească pe lățime o anumită pagină, de exemplu, uitați, hai să vă arăt. Da, nu cred că pot să vă arăt din cauza că este și așa mică făcută fereastra, dar dacă o fereastră este de aici până aici și fit to wide, el ne lărgește să potrivească exact cât tot browserul. Știți că sunt de obicei, chiar și pagina noastră, pagina site-ului este mai îngust decât normal pentru a facilita navigarea foarte bună și pe monitoarele cu rezoluție mică și pe dispozitive mobile și pe alte cele. Și Opera are opțiunea asta ca să dai fit to wide. Acum e bifat, o să-l debifăm. Mai avem altă opțiune pe care nu o să-i dau pentru că o să pună pe tot ecranul, o să facă full screen dacă dăm și o să avem un browser curat, uitați, pe tot ecranul. Bine, acum mă rog, n-am făcut eu prea bine că am făcut așa și ieșiți cu tasta ESC. Deci el se pune pe tot ecranul, pe absolut tot ecranul, mă rog. Hai să trecem la bookmarks. Aici, bineînțeles, știți și voi, avem opțiunile de bookmark-uri. Când dăm click dreapta pe pagină, bookmark page și gata, a băgat-o la... E ca un fel de favorite de la Internet Explorer. Widget, dacă vrem să adăugăm widget-uri, manage widget, aici. N-avem deocamdată niciun widget decât trash-ul ăsta de aici. Sau add widget. Și el acum intră pe pagina, o pagină de la Opera Widgets și căutați widget-uri, da? Ce vreți voi, vă uitați pe aici cu ceasuri analog, stay secure, tot felul, ca un fel de plugin-uri de la ăsta, de la Firefox. Aici la Tools, Mail and Chat Accounts, avem opțiuni să creăm pentru o adresă de mail, da? Hai să dăm yes. Uitați ce e interesant la el. Puteți să setați o adresă de mail folosind acest browser. Deci el are integrat și un client de mail. Haideți să încercăm să setăm mail-ul. Sincer, n-am încercat. Stați așa. Să vedem email adres dacă reușește ceva, da? Organizația, mă rog. Așa, next. Login name și parola. Stați un pic. Dar să fiu sigur că am scris-o bine, o mai scriu o dată. Așa. Regular mail. Ia să vedem. Finish. Receive. Opera desktop. Uitați, merge. Deci merge și cu ăsta, da? Clientul arată un picuț diferit față de
Ce dracu' e asta că mă și enervează? Customize. Hai să-l scoatem pe ăsta. Nu ăsta. Aici made tab toolbar. O, ce mă enervează ăsta. Dar în fine, ăsta e, n-avem ce să-i facem. Îl lăsăm. Deranjant e că este, uitați, apăsați pe ăsta și aici citiți mail-urile, le dați mai sus sau mai jos, dar voi o să puteți să faceți chestia asta pentru că o să aveți mai mult loc. Aici iarăși niște comenzi, links, dacă aveți, dacă vreți să băgați ceva, transfer, mă rog, note și aici practic exact cum e și la Gmail, cum e și la... Ce mă enervează că nu pot să-l măresc. Numai să dau asta un pic mai sus, așa, și să o măresc ca să vedeți și voi. Uitați. Sau așa putem să facem. Îl facem mai mic de aici. E o idee bună și așa. Uitați, așa dați browse până mail-uri, da? Și aici jos o să vi le arate când le citiți, da? Aici o să vi le arate și aici sunt ele propriu zis. Aici aveți opțiunile outbox, dacă vreți send. Dați și scrieți un mail. Am setat și mail-ul, în regulă. Acum haideți să ne uităm și la celelalte opțiuni. De aici închideți chestia asta de mail. Hai să fac mai mic browserul. Ok. Voice. Browserul ăsta are și o chestie, Opera, uitați, Opera requires additional files to enable voice, to download this, așa, ok, hai să downloadăm. El se zice că dacă îl antrenezi, poate să lucreze cu voice control. Acum, sincer să vă spun, eu n-am încercat așa ceva, puteți să încercați voi. Da, haide să downloadăm să vedem care-i treaba și cu asta, cu jmecheria asta. E destul de interesant, este un browser care de la an la an devine din ce în ce mai complex și din ce în ce mai pregătit. După cum vedeți, are un client de mail inclus înăuntru, nu mai e nevoie să folosiți cum e combinația Firefox cu Thunderbird. Aici este un singur browser care are și client de mail în el, este foarte bine. Cred că și la widget-uri o să găsiți multe chestii foarte interesante. Nu știu acum dacă merge cu Yahoo, sincer, nu știu, puteți să încercați voi. Noi acum avem deschise două pagini, da? Aici îmi dă instrucțiuni despre ce trebuie să fac. Ia să vedem. Mouse gestures. Mă rog, am downloadat aia și nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Mă rog, vedeți voi care-i treaba. Interesant. Nu știu, să vedem ce o să întâmple. Using Opera with Voice. Așa, aici îmi dă instrucțiuni. Nu mai stau acum de asta. Deci ați văzut și voi la microfonul ăsta. În principiu, ci că trebuie să antrenați browserul. Să vorbi, să-i dați comenzi, mă rog, tot felul de chestii interesante de viitor. Ce vreau să vă arăt aici la Cascade, uitați cum vă pune paginile, da? Puteți să vă puneți mai multe pagini, așa o să vi le pună una după alta. Sau Tail, o să vi le pună una lângă alta. Dacă mai deschid acum o pagină și bag de exemplu Yahoo aici, hai să vedem ce se întâmplă. Tail, uitați, mi le pune pe toate trei. Și... când dau pe una o să mărească pe tot. Foarte interesant. Mi le arată în fiecare ce este. Când pun mouse-ul, dau scroll în fiecare dintre ele. Foarte interesant. Sau Cascade. Mi le pune pe toate așa. Și eu mă uit în care vreau și mi-o aleg. O dau pe toată ecran mare și gata. Iarăși navigarea în taburi este foarte bună. O idee foarte bună. Opera, vreau să vă zic că Opera a fost primul browser care a introdus navigarea în taburi. Acum, bineînțeles, toate browserele au așa ceva, dar Opera a fost un pionier în domeniul ăsta. Dacă vreți să găsiți ceva în browser, într-o pagină, de exemplu, aveți lupa cu Find și băgați, de exemplu, nu știu, română,
Da? Și find next. Ce dracu am scris eu? Nici măcar n-am scris română. Am scris ronână. Ce nebun sunt și eu. Română, find next. Cum mă n-ai găsit română? Ia. Eu am văzut că scrie acolo română. A, e cu... Aha. Mă rog, hai să căutăm altceva. Căutăm web. Ia să vedem. Web. Uitați, mi-a găsit web aici, mi l-a înverzit, mi-a mai găsit web și aici, mi l-a îngălbenit. Deci destul de interesant, îți găsește orice vrei. Uitați, web, web, mi-a găsit două web-uri. Print, bineînțeles, dacă vreți să salvați pagina, aveți opțiunea save și salvați pagina undeva, da? O salvează ca pe un document, cum arată un document text sau, mă rog, vă salvează pagina și când îi dați la cuiva așa ceva, apasă pe el, o să sară direct pe pagina respectivă, ca un fel de link, dar numai că nu e link, e o pagină executabilă, cum ar veni de browser. Și el nu o să o deschidă poate cu Opera, o să deschidă cu browserul lui de bază. Ce vreau să vă mai arăt? Tools, da? Mail and accounts, am văzut, contacte, hai să vedem la contacte, uitați, foarte interesant, contactele de mail probabil, băgați add, ia să vedem, da, foarte frumos, băgați contactele, adresa de e-mail, numele lor, homepage dacă au cumva, și aici alte și alte setări pentru ei, imagini dacă vreți, pentru contactele respective, dacă e femeie, băgați, uite, aveți o femeie roșcată, una blondă, una brunetă, una cu părul alb, pentru persoanele mai în vârstă, uite aici o mumie, sau ce dracu fi asta, aici o buvniță, mă rog, tot felul de drăcovenii. Uitați, ăsta este alt tab cu contact, deci nu ne-a stricat pagina noastră, asta e frumos la browserele cu navigare în taburi. Tot așa avem note, notăm câte ceva, poc, 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 și salvăm. După aia, istorie, transfer, ne arată transferurile care le-a avut. Deocamdată nu am avut transferuri, o să vă arăt un pic mai încolo ce e cu transferurile astea. Links, iar dacă vrem să băgăm linkuri, ce linkuri ne-a găsit. E interesant, ia stai un pic să vedem. Hai să intrăm pe video tutorial. videotutorial.ro și să vedem care-i treaba acolo pe pagină. Da, mă rog, nu știu de ce mi-e deschide atât de greu. Aoleu, știu de ce îmi deschide atât de greu. Pentru că îmi importă mail-urile de aici. Mă rog. N-a fost o idee prea bună să încep eu să downloadez mail-urile, cam miliarde de mail-uri probabil. Și el într-una le downloadează acum, uitați. Deci 199 până acum i-a downloadat. Uitați, când apăs pe un link, e o treabă bună pentru că vă arată, deja s-a încărcat, vă arăta viteza cu care încarcă pagina respectivă. Și hai acum să dăm pe link-uri. Ia uitați ce mișto, a găsit toate link-urile care le avem noi pe site. Foarte interesant, foarte, foarte interesant. Da, ia uite, tot felul de chestii, tot felul de drăcovenii a găsit de pe site-ul nostru, toate link-urile, foarte mișto. A găsit și scripturile, iarăși mișto. Foarte interesant. Deci vedeți, dintr-o pagină el vă găsește și vă filtrează absolut toate mail, toate linkurile și cu titlul lor. Hai să încercăm să le salvăm, să vedem ce iese. Așa. Hai să salvăm pe desktop, să vedem ce se întâmplă. Default și ne-a salvat. Hai să dau un pic ăsta la o parte, ne-a salvat ăsta, da? Default HTM. Dacă îi dăm click dreapta și îl deschidem cu un editor text, o să arate exact ceva de genul acesta. Hai mă! Aoleu, s-a emoționat editorul ăsta text. Așa. Cred că trebuie să-mi iau alt procesor, că ăsta mă cam enervează. Uitați cum arată. Deci, ne așează toate linkurile frumos. Poc, 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 poc. Așa.
Și acum haideți să încercăm să-l deschidem cu Firefox, să vedem ce știe Firefox să facă, cum îl vede, da? Uitați, ne-a salvat toate, ne-a salvat pagina, practic, ne-a salvat toată pagina, am deschis-o direct în ăla. Interesant, da? Foarte interesant. Poate să facă o grămadă de mișcoranțe opera asta. Iar ieșim din tab, iar foarte frumos că ne-a păstrat, vedeți? Taburile sunt păstrate și dacă închideți toate taburile, reveniți la speed dial, ceea ce e foarte frumos. Mamă, cum dracu scap eu de asta acum? Customize. Mail. Hai că am scăpat de ea. Dar n-am scăpat. Ia. Luat-o, n-am scăpat de ea. În fine, las-o așa. Da, am scăpat de mail. Uite că nu mai sunt mail-urile aici. Da? Dacă vreți să scăpați, hai că am găsit metoda. Foarte simplu. Unde era? Aici la panouri. Mail. Sau scoate mail și nu mai le găsește. Gata. Nu o să mai downloadeze mail. De acum încolo o să descarce, o să deschidă mai bine paginile și o să încarce mai repede. Hai că v-am înnebunit de tot. Mergem mai departe. Advance. Cookie. Mă rog, aici nu prea aveți ce mare lucru să setați. Hai să vedem aici ce avem la Developer Tools. Ia uite, foarte interesant. Server program începe să comporte ca un server opera. Stați așa un pic. Îi dau remember, uitați ce mi-a ieșit. Remember the setting și allow. Hai să vedem ce ne pregătește aici. Uitați aici, aveți tot felul de instrumente de analizat, Error Console, Doom, Environment. Foarte interesant. Hai să vedem ce opțiune avem acum. Sursa, tot cam aceleași opțiuni. Da, interesant. Aoleu, ia uite, asta e interesant, ne ia uite ce scule interesante. Vă analizează paginile, vă analizează anumite erori care le-ați putea avea în paginile care le faceți voi. Foarte interesant. Nu mă așteptam, versiunea asta de Opera e destul de interesantă. Foarte frumos. Da, deci vă analizează. Voi creați pagini HTML, creați pagini sau PHP sau ce creați voi. Și acesta vă verifică erorile care le-ați putea avea în pagină, vă verifică cum le-ați realizat, dacă le-ați realizat bine și e o chestie, zic eu, foarte, foarte bună. Hai să mergem mai departe. Mergem direct la preference, pentru că aparență este, mi se pare, v-am mai arătat, da? Exact aceeași chestie care v-am arătat-o la început cu skin-urile, cu panourile, cu toolbar-urile, da? Acum mergem la preference. Aici avem o opțiune la startup. Startup ce înseamnă? În momentul în care pornim browserul, ce să se întâmple? Și aici zice clar continue from last time, adică să continue de ultima oară de când am închis browserul. De exemplu, am închis browserul, aveam vreo 5-6 taguri, iar începe și continuă de unde a rămas. Deci nu se pierde nimic, totul este în regulă. Pop-ups aici. Block unwanted pop-ups. Să ne blocheze pop-up-urile care sunt nedorite. Open all pop-ups. Open pop-ups in background, adică în spatele ferestrei. Block unwanted, exact cum e setat, sau block all. Nu e o idee bună să dați block all, pentru că unele site-uri au unele pop-up-uri care sunt foarte bune. De exemplu, și voi când downloadați ceva după anumite site-uri, dacă nu lăsați pop-up-ul, nu o să puteți să downloadați. Așa că lăsați pe block unwanted pop-ups și el o să vă întrebe când e cazul să lase un pop-up sau să-l blocheze. Aici avem iarăși informațiile
fill in save username password, așa, nu e o idee prea bună să salvați toate chestiile astea pe aici, părerea mea, da, și nici măcar parolele. Voi decideți ce faceți, da? Sunt informațiile voastre personale și voi decideți dacă le faceți, le salvați în browser sau nu le salvați. Eu vă sfătuiesc să nu salvați date personale în browser. Aici la search putem să setăm motorul de căutare. Care motor de căutare? Uitați ăsta. Hai să închidem un pic fereastra, o să revin imediat. Închidem fereastra asta și aici avem un motor de căutare care în momentul ăsta este setat pe Google. Da? Dacă îi dau click dreapta, insert personal și edit, o să ajungem exact aici unde trebuia. Și dăm la Google edit, da? Detalii și use as default search engine. Îi dăm OK. Dacă nu vrem, dăm pe ask. Edit, details și use as default search engine și use SP dial search engine. Ok, ok și după cum vedeți o să fie, haideți să închid pagina asta, o să fie motorul ask. Hai să căutăm ceva. Să știți că nu e numai motorul Google căutare pe lume, uitați, îmi caut acum cu ask. videotutorial.ro ne-a găsit câte ceva despre noi. Mă rog, haideți să închidem și asta. Deci, cred că toată lumea o să vrea să păstreze Google. Dăm insert personal, edit, v-am mai spus, search, Google, edit, details, pac, pac, ok, ok și gata. Acum o să fie... cel puțin așa, uitați aici, Google, da? Aici tot Google, chiar dacă scrie ASC, o să dispară fava iconul ăsta de la ASC, așa, nu o să mai rămâne mult timp, la următorul restart sau când goliți cache-ul o să dispară emblema asta, care se numește fava icon, de la ASC. Preference, acum web pages, avem opțiunile despre paginile web, cum să ni le arate, dacă să ne arate imaginile sau nu, zoom-ul pe pagină, dacă vrem fit to white, să lățească, să potrivească paginii. După aia, fonturile normale, fonturile micuțe, monospace, background color, culoarea de background, culoarea normală a linkurilor, așa, și culoarea linkurilor vizitate. Adică, voi dacă dați pe anumite linkuri, haideți să vă arăt, închid iarăși un pic asta. O să dau pe videotutorial.ro. O căutare. Și, după cum vedeți, primul link are altă culoare. Da? Linkul de jos are altă culoare pentru că nu am intrat în sesiunea asta pe el și cu browserul ăsta. Deci aici am intrat, are altă culoare. Ne zice pe unde am intrat ca să nu mai intrăm. Ne ducem pe Tools, Preference, iarăși. Aici dacă vrem setăm culoarea, nu știu, verde. Hai să punem verde la ăsta, idiot. Așa, ok. Și mai mergem o dată pe videotutorial.ro. Da, nu știu de ce reload. Ia să-i dăm un reload. Probabil că trebuie să restartăm. Sau ia să mai deschidem un de ăsta să vedem. Tot nu ne arată, probabil că trebuie să restartăm browserul ca să ne arate culoarea asta idiotă, da? Mă rog, dacă vreți o puneți la loc, ok, sau dacă vreți puneți altă culoare. Mergem acum pe Advanced și aici aveți opțiunile pentru taburi, aici aveți opțiunile pentru browsing, e bine să folosiți mereu smooth scrolling, smooth scrolling este atunci când dai așa și se mișcă foarte frumos și când oprești, nu se oprește brusc și mai continuă un pic, așa, deci e totul lin, așa, foarte lin. Dacă vreți să vă arate dimensiunea Show Web Page Dimension in Title Bar, dacă vreți să vă arate dimensiunile paginilor care le vizitați,
Show Window Menu, dacă vreți să vă arată meniul ferestrei respective. Hai să mergem pe Notification, aici notificările care le primiți în anumite momente, când ieșiți din browser, când intrați pe o anumită pagină securizată, când vine un pop-up, când nu știu ce, tot felul de notificări. Dacă vreți să vă arate notificările respective sau nu. Da? Mergem la Content. Aici e bine să lăsați așa, nu aveți multe lucruri de schimbat. Font. Vă alegeți fonturile care vreți să le folosiți, da? În diferite momente, da? Dacă vreți aici, dați choose și schimbați foarte frumos fontul. Dacă vreți aici, dați choose și schimbați fontul. E foarte ușor. Downloads. Aici este o rubrică care pe noi ne interesează foarte, foarte mult. Aici ei au fost un pic jmecheri cu Opera, pentru că eu, de exemplu, dacă downloadez torente, nu vreau să le downloadez cu Opera, pentru că Opera are și el integrat un client de downloadat torente. Dar eu nu vreau să fac treaba asta, vreau să folosesc propriul meu client, uTorrent-ul, ca să downloadez torentele. Și cum fac? O să vedeți că aici, dacă dați, nu găsiți deloc extensia torrent. Dați cât vreți voi și nu o să găsiți. Ah, ba da, uite, am găsit-o. Ce facem în cazul ăsta? Este programat să se deschidă cu Opera. El în mod normal, pentru că eu acum v-am mai zis, am avut Opera și setările încă nu i s-au dus. Dar voi în mod normal nu o să găsiți torrentul ăsta. Eu l-am găsit acum pentru că v-am mai zis, am mai avut setările dinainte. Ca să găsiți, trebuie să debifați ăsta. Ăsta ce e aici? Hide files type opened by Opera. Adică ascunde tipurile de dosare deschise de Opera. În momentul când îl debifez, uitați-vă un pic la cursorul ăsta cât de mic se face, da? Uitați cât e acum, sunt mai puține și acum uitați-vă cât sunt de multe. Deci tipurile dosarelor care poate să le deschidă Opera. Printre astea o să găsiți SVF, o să găsiți, mă rog, torrent, o să găsiți, nu știu, zip, XML, 3GP, o să găsiți tot felul, MP3-uri, cu ce vreți să vă deschide MP3-ul, da? O să vă fac o demonstrație, dăm edit, vă duceți aici show download dialog, dar voi vreți altceva, open with application și dăm choose, ne ducem pe program files, mă rog, unde avem noi program files. Așa, ne ducem aici și hai să vedem Winamp, da? Să zicem că deschidem cu Winamp. Open și OK. Și acum deja MP3-ul este pus să se deschidă cu Winamp. Este foarte simplu. Haideți să căutăm torrentul. Dau aici că era mai ușor de găsit așa. Erau mai puține. OK. Torrent, edit. După cum vedeți, eu am mai pus odată altă chestie. Acum schimbăm choose și ne ducem pe program files. Hai să vedem unde e uTorrent, uTorrent, uTorrent exe. Open și OK. Și OK ar trebui să-i dau. Dar nu-i mai dau pentru că trebuie să vă mai arăt și alte ale. Deci așa faceți la toate aplicațiile, pentru că o să fiți un pic surprinși când o să vedeți că downloadați un torrent și brusc nu vi-l deschide cu nimic. Puteți alege să vi-l downloadeze doar și îl deschideți voi manual sau să-l deschidă el deja cu... Deci mai intru o dată în setări, vă mai arăt o dată, că după aia o să ziceți la comentarii că nu știți cum să deschideți. Deci selectez torrent, edit. Și aici avem opțiunea or show download dialog, open with Opera, save to disk dacă vreți. Cel mai simplu ar fi ăsta, save to disk, și vi-l salvează direct fără niciun fel de complicații. Sau open with other application, adică ce am ales eu aici, uTorrent exe. Mă rog, pass web address directly to application, dacă vrem să-i dăm direct linkul respectiv aplicației să se descurce cu el. E mai bine așa, pentru că în felul ăsta fișierele de tip torrent o să salveze în, mă rog, documente settings, user, application data și torrente. Acolo o să salveze toate torrentele și o să aveți și torrentele la o adică, dacă vreți voi să le păstrați, mă rog.
Aici, dacă vrem să folosim un plugin să deschidem, avem fel de fel de fel de aplicații cu care putem să deschidem chestiile astea. Și așa facem în dreptul fiecărei chestii pe care o vrem noi specială. Nu trebuie să faceți la toate. Ce nu vă convine, pac, schimbați comportamentul lui de aici. Foarte frumos, orice fișier vreți voi. Aici, download folder este foarte important pentru că el vi-l bagă în My Documents. Unde vreți voi să faceți calea de download. De exemplu, nu știu, pe desktop. Eu vă dau cel mai simplu exemplu. Și acum toate o să se downloadeze pe desktop, da? Trecem mai departe, programe, choose helper application for protocols și aici protocolul ăsta Mail2 care să fie aplicația de bază pentru mail-uri. De exemplu, când voi intrați pe o pagină, haideți să vă arăt un pic, ieșim de aici, hai să dăm un ok și ieșim. Intrăm pe videotutorial.ro și să zicem că vreți să-i trimiteți lui Bobby un mail și apăsați pe pe lui Bogdan. Vedeți, se deschide cu Opera, da? Dar noi vrem să schimbăm acest comportament. O să dăm Preference aici la Opera, dăm Edit și dăm Open with Other Application, dăm Browse, ne ducem pe C, Program Files, Mozilla, unde e Mozilla? Așa, Mozilla Thunderbird și deschidem cu Thunderbird Exe. Îi dăm OK, OK și lui ăsta. Și mai încercăm o dată să dăm pe linkul lui Bobby. Unde ești, mă? Unde ești, mă? Așa. Așa, dăm pe linkul lui Bobby. Și după cum vedeți, începe să se deschidă cu Thunderbird. Uitați-l aici. Hai să-l fac micuț, să-l vedeți și voi. Deci e destul de simplu ca să faci treaba, da? M-a deschis cu Thunderbird direct. Deci am modificat calea cu care se trimit mail-urile, da? Când apăsați pe un link. Ce dracu am făcut? Am făcut ecranul de mare. Așa. Hai că am făcut cât o zi de post-tutorialul ăsta. Preference. Hai să mergem mai departe. Istorie. Aici selectați câte adrese să țină minte, selectați și voi de aici. După aia, cache automatic, e bine să lăsați pe automatic, are un cache destul de deștept și se descurcă foarte bine. Dacă vreți puteți să-i măriți un pic cache-ul, nu-i nicio supărare, este foarte bine. Dacă vreți pentru o siguranță mult mai mare a voastră și pentru o ușurință a browserului, ca să nu mai încarce foarte mult hardul, să nu-l mai țină încărcat, dați empty on exit și în momentul în care închideți browserul, cache-ul automat o să se golească. Aici check documents always, da? Check if page is updated on the server. Dacă pagina este schimbată pe server, deci voi în momentul în care navigați pe pagini, ce înseamnă cache? Browserul acesta memorează practic paginile și atunci când voi vă întoarceți, de exemplu, pe pagină, el nu o să-l mai încarce după server, o să-l încarce direct din cache și totul să fie mult mai rapid. Eu browserul ăsta îl recomand foarte mult celor care au un net destul de slab și nu poate să vadă tutorialele noastre așa continuu și să mai opresc, mai pornesc, să mai opresc, mai pornesc. Și foarte simplu, dă drumul o singură dată la clipul nostru de pe site și o să-l vadă după vreo 5 minute, se întoarce și îl vede de la cap la coadă fără întreruperi. Aici, dacă vreți să check documents, dacă se schimbă paginile de pe un server, că e posibil ca memoria voastră cache, ați vizitat pagina dimineață și noi între timp am mai postat un tutorial și bineînțeles că pagina de bază, indexul s-a schimbat, numai același, e un tutorial în plus. Opera, dacă voi dați aici always, îl verifică, da? Întotdeauna. Dacă nu, dacă vreți să schimbați valoarea asta, dați să verifice la o oră sau, mă rog, la 24 de ore, o dată pe zi, cum vreți voi, cum vi se pare mai în regulă. Aici la check image, aceeași chestie, numai că este vorba de imagini. Mergem mai departe, cookies.
E bine, e foarte bine să lăsați accept cookies. Dacă dați never accept cookies, o să aveți o mare problemă, pentru că foarte multe pagini nici nu o să vă lase să intrați pe ele. Nu o să puteți să dați sign-in pe nicăieri, la niciun formular după net. Nu o să vă mai recunoască, de exemplu, intrați la noi și dați odată mail-ul și parola și browserul o să vă țină minte. Dacă cumva goliți cache-ul sau nu acceptați cookie-uri, o să trebuiască mereu să dați sign-in, sign-in și o să vă nebunească de cap. Asta e sistemul, astea sunt, netul e bazat pe link-uri și pe cookie, n-avem ce să facem. Dacă vă e frică, nu vreți să păstrați cookie în calculator, dați delete new cookies when exit opera. Dar data viitoare când vă logați o să aveți o muncă mai mare de făcut. Ok. Sau dacă vreți dați, să vă întrebe de fiecare dată dacă golește cookie-urile sau nu. Aici la Security avem un modul foarte bun pentru Opera care verifică anumite pagini dacă sunt suspecte de fraudă. Nu știu detalii, nu mă bag, n-aș vrea să vă mint, n-aș vrea să vorbesc aiurea, nu știu detalii, dar știu că este un motor foarte bun de scanare care poate să rivalizeze cu foarte multe antivirusuri, deci oferă o siguranță foarte, foarte bună. Aici la network, iarăși avem mai multe setări, câte conexiuni maxime putem să acceptăm pe un server, putem să-i punem mai multe, 32, ele sunt 8, max total connection, 20 de bază, noi îi punem 32 și o să vedeți cum Opera o să prindă o viață nouă dacă aveți un net foarte bun, deci o să se miște fulgerător, pot să zic. Nu o să mai fie probleme din punct de vedere al încărcării. El e un browser foarte, foarte rapid. Este un browser, după părerea mea, fulgerător. Mie personal nu mi se potrivește pentru că eu folosesc foarte multe plugin-uri pe care Opera nu le are. Dar dacă nu aș fi nevoit să administrez un site, dacă n-aș fi nevoit să-mi trebuiască foarte multe instrumente de astea mai de specialitate, aș folosi Opera fără niciun fel de ezitare. Soția mea, vreau să vă zic, că folosește Opera, îi place foarte mult să navigheze cu Opera pentru că este un browser curat, ușor de folosit pentru cineva care din prima îl folosește. Pentru cineva care s-a obișnuit cu Firefox sau cu Internet Explorer, este mai greu de utilizat un browser ca Opera, dar nu este foarte greu. Iar avem opțiunea Mouse Gestures, ce limba am zis că sunt analfabet, Mouse Gestures, în momentul în care o să vedeți, faceți anumite chestii, browserul o să interpreteze anumite chestii de la voi, acum nu-mi ies astea, Mouse Gestures, o să vă întrebe el, în momentul în care faceți niște chestii cu mouse, uite, eu încerc acum și pur și simplu nu-mi ies, nu-mi ies, nu știu ce se întâmplă. În momentul în care faceți unele click-uri, unele mișcări din mouse, unele mișcări în sus, în jos, el interpretează ceva. Interpretează că dacă dați în stânga așa un pic, zice că ați vrut să dați la pagina anterioară. Dacă dați în dreapta, zice că la pagina următoare și tot așa. Sunt destul de interesante comenzile astea mouse gestures, adică gesturi ale mouse-ului care le facem noi cu mouse-ul în browser. El le interpretează și crede că vreți să faceți anumite chestii. O să vă obișnuiți în timp și cu chestia asta și o să vă placă probabil. Mai aveți chestia asta voi, să aveți opțiunea asta de navigare în ferestre apropiate sau în una peste alta, așa când le pune una peste alta. Este destul de interesant. Aveți chestia asta cu speed dial. Acum haideți să mergem să downloadăm ceva. Nu știu ce să downloadăm. Hai să mergem pe Nvidia să luăm un driver. Ce s-a întâmplat aici? În fine, uitați, au redirecționat motorul de căutare, vedeți, și ăsta, pac, 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 l-a schimbat imediat pe parcurs. Mergem la Nvidia, să nu mă înjurați că a durat aproape o oră tutorialul, n-am ce să fac, asta e, vorba de Opera, mama, m-au nebunit ăștia. Ce-mi faceți voi, oameni buni?
O sabotează oamenii ăștia. O sabotează. Asta e. Hai să mergem, nu știu, mergem pe alt motor de căutare. Hai pe Yahoo. Mamă, și ăsta. Ce s-a întâmplat cu cache-ul? Stați un pic, așa că am făcut unele setări greșite. 8 default și 20 default. Vedeți ce se întâmplă când te ia valul cu setările și cu toate prostiile astea. Faci anumite prostii. Aoleu, iarăși. Cred că trebuie să-l restartez. Stați un pic să-l restartez. Stați să-i golesc cache-ul. De aici clear private data. De aici aveți opțiunile ce să golească. Îi dăm delete pentru toate. Iar intrăm pe Google. Mamă, iar mă ia cu de-astea. Nvidia. Nu știu, ori e de la netul meu, ori fac ceva greșit, am făcut vreo setare greșită, nu știu, o iarăși. Incredibil. Probabil e de la mine. Hof, 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 hof. Așa. Haide să selectăm pentru seria nouă. Mă rog, luăm și noi la întâmplare, nu contează pentru ce luăm. Search, mi l-a găsit. Acum îi dăm așa și download now. Ca să vedeți cum se mișcă modulul de download, da? Cum save. Îi dăm save pe desktop. Și ăsta este modulul, aici vă arată transferul. Așa arată. Eu i-am dat de aici să mă întrebe unde să facă salvarea. Deci aici am dat-o să facă pe desktop. Și notificări. Stați așa să vă arăt. Așa. Stați așa. Security. Așa, în fine, nu mai știu pe unde i-am dat, da? Mă întreabă de fiecare dată unde să pună fișierul, ce să facă cu el. Cam așa arată. Dacă cumva vreți să accesați din nou, deci ăsta este oprit, da? Și vreți să-l accesați din nou, dați pe tool și pe transfer și o să vi-l arate din nou. Și aici o să strângă în timp, poc, 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 toate chestiile care le-ați downloadat. Aici mai avem ăsta cu ochelarul unde vă arată tot felul de chestii. Show when starting download, never show when starting download, aveți anumite opțiuni, da? Aceleași opțiuni. Refresh, nu aveți multe opțiuni, după aia pe clicul dreapta iar aveți niște opțiuni. El poate să downloadeze, v-am mai zis, și torente. Aici vă zice from, de unde downloadează, serverul de unde downloadează și exact calea spre dosar. Serverul se numește us.download.nvidia.com. Windows și ăsta, bineînțeles, varianta de driver și, bineînțeles, driverul executabil. Aproape că l-a terminat. Descarcă destul de bine, zic eu, viteză destul de mare. Se mișcă bine browserul, se mișcă bine Opera în general. Este un browser pe care, sincer, sincer, vi-l recomand dacă nu sunteți chitiți pe Firefox. Eu aș balansa între Firefox și ăsta, dar dacă ar fi să-l folosesc, n-ar trebui să administrez un site, cred că pe ăsta l-aș folosi fără niciun fel de problemă. Este un browser foarte rapid, foarte la îndemâna tuturor. Opțiunile sunt clare pentru cineva care vrea să obișnuiască cu un browser, ar fi bine să obișnuiască cu ăsta de la început. Vă recomand să încercați să scăpați cât mai repede posibil de Internet Explorer, mai ales de versiunile vechi, pentru că nu merită. Credeți-mă că nu merită. Sunt niște browsere foarte, foarte nesigure și foarte ușor de interceptat pe net. Nu au chestii de siguranță cum are Opera, cum are Firefox, da? O să mai intru în detalii la alt tutorial unde o să discutăm mai mult despre securitate, dar deocamdată vă recomand Opera. Este ușor de folosit, este un browser modern, chiar foarte modern.
Nu v-am arătat ceva care e super, super important. Am intrat, suntem la noi pe site. Aici avem linkul site-ului. Îl luăm. Da? Foarte mișto. Îi dăm copy și deschidem un nou tab. Vreți să deschidem site-ul într-un nou tab. Pur și simplu avem opțiunea paste and go. Deci nu mai avem paste și dăm noi enter, avem paste and go și direct zboară pe site, direct pastez link-ul și dați ca un fel de enter. Are o comandă dublă, foarte interesantă chestia asta, mie îmi place foarte mult. La Firefox se poate băga doar printr-un plugin, e păcat că nu-l bagă ei din standard. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă mai aștept și la alte tutoriale. Îmi cer scuze că am făcut un tutorial lung cât o zi de post. La alte tutoriale o să încerc să mă rezum la strictul necesar, numai la lucrurile esențiale. Vă mulțumesc că ați fost încă o dată alături de mine. Vă aștept la alte tutoriale. Eu am fost Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro. Vă mulțumesc, la revedere!